Bine v-am găsit, stimați telespectatori, cu seriozitatea prostească, definitorie pentru mine. M-am apucat să citesc și să recitesc despre chestiunea palestiniană, pe lângă cărțile pe care vi le-am arătat. Tocmai acum o jumătate de oră am cumpărat de pe Kindle 5 volume. 5 volume. Chestiunea palestiniană, să ne zicem, de la 1789 până azi. Problema acestor cărți este faptul că toate se încheie înaintea războiului din Ucraina. Războiul din Ucraina, o să vă spun, știți, a distrus lumea unipolară, deci țările arabe nu mai văd acum și musulmani un singur stăpân, cel mai mult, și desigur că tot ceea ce se întâmplă acum în războiul dintre Israel și Hamas trebuie văzută și din marile schimbări pe care le-a adus războiul din Ucraina, și anume în apariția sau pe cale de apariția lumii multipolare. Tocmai m-a sunat Cornel Nistorescu să mă întrebe dacă YouTube România, condusă de Duduia, că nu știu ce este, domnișoara Duduia, doamna, habar n-am, cum ce vârstă are, că nu mă interesează, Elisabeta Moraru a dat un răspuns. Mi-a trimis un răspuns. Cornel Nistorescu mi-a atras atenția și el va scrie mâine, dacă nu primesc un răspuns, de asta m-a și sunat, asupra unui grav abuz. Despre această suspendare, eliminarea emisiunii mele și despre suspendarea mea, ca un avertisment, pentru că urmează închiderea, scoaterea mea de pe YouTube, au scris mulți ziare, Gândul, au scris jurnaliștii, nu știu, Marius Stucă, Cristache, Cornel Nistorescu, mai ales, a făcut chiar un editorial. Adică, ca să enumăr numai de cei care mi-amintesc rapid. Bogdan Iacob, Cosmin Gușă, Dan Andronic a preluat. În momentul în care tu ești în România și ești șefa YouTube România, deci ești de aici, este imposibil, mai ales când te fâții pe la tot felul de manifestări. Duduia a fost la o manifestare la G4 media. Deci nu poți să spui, repet, că e undeva închisă într-un turn de fildeș sau urcată ca și Simion Stâlpnicu pe stâlp și nu știe. Are o armată, am înțeles, cum spune și Cornel Nistorescu, că este o armată de inși plătiți, checkeri, fact-checkeri, care părăsc. Spui, domnișoară, doamnă, s-a ofendut unul, secretara sau cine o fi, șoferul. Vedeți că a ieșit scandal. A scris chiar Cornel Nistorescu, unul, Cristoiu, care totuși nu e, poate să vă fie, cred că, tată. Sau, când dumneavoastră vă jucați prin țărână, sau ce-o fi, unde s-o fi jucat ea, el chiar făcea gazetărie. Nu numai bunul simț. Legea din democrație cere să răspunzi. Un e-mail, stimate domnule consumator sau ce sunt eu, am văzut punctul noastră de vedere, expus în presă, nu aveți dreptate pentru că bla 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 și în consecință, nu știu, vă băgăm în puncte de vedere. Sau, pot să spună, domnule, am reanalizat și ne-am dat seama. Este inadmisibil ca pe teritoriul României, care este o țară democratică, sub conducerea cuplului Ciolacu-Iohannis, o instituție care este până la urmă românească, este YouTube România, să nu răspundă, să nu tresară la ceea ce se scrie în presă în legătură cu activitatea ei. Și i-am spus lui Cornel Nistorescu că nu va răspunde niciodată, deoarece Duduia, și dacă vrea mă enervează, chiar o să și dovedesc, ascultă de alte comenzi și nu am niciun îndoială, o spun cu toată responsabilitatea, declarând cu această ocazie război fățiș lui Marcel Ciolacu, că această acțiune este comandată de el sau de slujile lui. De ce? Pentru că
Suspendarea mea a intervenit la o săptămână și a intervenit după ce l-am făcut o pulbere pentru vizita lui iresponsabilă și electorală în Israel. Eu îl știu pe Marcel Ciolacu, el e băiat simpatic și cu mine. Numai că îl știu speța. Îl zâmbește cu tare, îl dă și cum a făcut cu, cum îi spune, cu Dăncilă, da? S-a dus și, cum zicea Dăncilă, aproape că i-a dat un calmant să nu moară Valeriană și el... Deci, dacă are de gând să se bată cu mine, nu are decât. Deocamdată nici am evitat și eu să abordez niște probleme personale ale lui, care devin pe zi ce trece niște probleme de siguranță națională. Dacă mă și enervează. Adică el crede că dacă m-a sunat și mi-a zis să iau un interviu, eu m-am scăpat pe mine și eu nu-mi dau seama. Mai încă o dată, Duduia respectivă, dacă vă uitați la, i-am spus și lui Cornel Nistorescu, la profilul ei veți vedea un model. Ca și Livia Deca, ca și o grămadă de la noi, acest dudui și acest dudui și aceste dudui n-au făcut niciodată, n-au muncit. Cum se teme facultatea de jurnaliști să fii șef la Xerox România, Microsoft și la Google. Normal ar fi la Google să te pricepi cât de cât la IT, să știi de că Google cu asta se ocupă. Nu știu, să te ocupi la imagine, că Google... Nu! Adică eu am înțeles că băieții au pus o tanti acolo care poate să dea afară mâine. Dar, repet, dincolo de toate acestea, cred că și dacă YouTube România, și dacă este Marte România, și dacă este Departamentul de Stat România, sau chiar Departamentul de Stat, răspunzi. Băi, uite, eu bun simț, am văzut, sau un comunicat, urmarea declarațiilor, a articolelor apărute într-o anumită parte a presei, noi, YouTube România, considerăm că nu face asta, înseamnă că Duduia are acolo. Și știu că are. Și știu că ascultă de comenzi. Cei care i-au comandat și data trecută, când au suspendat, îi rog să-i spună să renunțe și acum. Nu de altceva, dar văd că prostena, văd că aur, marele partid n-a făcut nicio demonstrație. Păi vor fi toți victime. În perioada care vine, va fi un moment mai greu chiar pentru democrația din România, vine campania electorală și o să interzică pe toți, că vrea ea. Că vor ei, nu că vrea ea, vor ea, da? Cum să zic? Adică la și la CNA, dacă te cheamă ăia, stă de vorbă cu tine, poți să acționezi în justiție și putea e suspendat, da? De ce? Încă o dată este o echipă care lucrează pe teritoriul României și trebuie să respecte și minimele reguli ale României. Bun. Să trecem acum la un subiect care nu are nicio legătură cu ce se întâmplă în Orientul Mijlociu. Nu se întâmplă lucruri bune. Eu chiar sunt îngrijorat pentru că invazia va avea loc și nu știu care vor fi acum consecințele ei ca să profețesc, mi-este limpede că americanii și izraelienii, eu nu spun evrei, sunt gata să atragă în acest dezastru și alte țări, Siria, Iranul, pentru că dacă te bate numai cu Hamas și nu reușești să-l... Am mai făcut o dată în 2008-2009. Hamasul, tot Hamasul a rămas. Exact așa, tot așa, ajuns până în Gaza, cu tare când ești. Și atunci și Israelul simte nevoie, acum se agață, este exact ca Zelenski. Netanyahu este ca Zelenski. Și Zelenski moare să murea să fie cât mai mulți, că dacă tot este el în război, de ce să nu fie și alții din jur? Așa. Și să ne întoarcem acum la, să-i zicem, cum zice, oile noastre, da?
subiectul sau tema comentariului, cum ar veni comentariul zilei, dar și celelalte sunt tot la zi, făgăduindu-vă, angajându-mă că voi comenta evenimentele care probabil invazia este iminentă și nu întâmplător Macron a fost fătuit să nu se mai ducă. Eu voi comenta și indiferent că voi fi scos de pe YouTube, de pe tot ce este, v-am spus, voi comenta și de pe blocul de alături. Voi proiecta pe blocul de alături, sau comentez în cismigiu. Mă duc și eu că e haipa. Voi comenta cine vrea să vină. Pentru că mie nu mi se pare normal. A fost și în pandemie, ca să zic, tot așa ne-au interzis, ne-au suspendat pe toți aceia care încercam să spunem despre vaccin și iată că vaccinul s-a dovedit a fi apă de ploaie. În timpul războiului din Ucraina, care acum a ieșit din spațiu mediatic, am încercat o analiză și aici încerc analiză. Deci, încă o dată precizez pentru toți răuvoitorii, proștii și imbecilii din spațiul politic și din spațiul mediatic și chiar din opinia publică. Eu nu sunt nici pro, nici contra și nu voi fi niciodată, și dacă va fi un război nuclear, de partea cuiva, pentru că sunt prea bătrân acum să fiu activist. Poate că când eram mai tânăr ar fi fost pro-Israel, pro-Palestinian. Nu, eu fac altceva decât analize. Cine vrea să se uite, bine, cine nu să se ducă să uite la Gâdea, la Digi24, la ăștia care se dau, care sunt activiști pe baricadă și în funcție de ordinele lor. Bun. Stimați telespectatori, astăzi Partidul Mișcarea Populară a anunțat că va face, a fost de acord, a fost forumul lor cu conducere colectivă, pentru a face o alianță în vedere europarlamentarele cu Forța Dreptei și cu USR. Deci cele trei partide, deocamdată n-au încheiat alianța electorală, vor face liste comune. Eu, pentru mine, un bun moment, având în vedere că încă n-a început invazia, să vorbesc despre țara care se pregătește de alegeri. Primul șoc de alegeri va fi la europarlamentar. Și ca să mă refer numai la acest eveniment deocamdată, este foarte bine că cele trei partide se unesc la dreapta. Vor avea o problemă pentru că fiind trei partide potrivit legii electorale trebuie să aibă peste 10% ca să poată să aibă să intre în Parlamentul European. Va fi foarte greu să se, până la urmă, marile europarlamentare, pentru că bănuiesc că USR a zis că va conduce lista acestui partid la Sconi. Sigur, PMP va vrea să conducă lista Eugen Tomac, la fel, nu știu, cineva de pe la Ludovic Orban. Deci va fi foarte greu de împăcat aceste orgolii. Dar momentul de astăzi care ne arată că ne îndreptăm către o alianță electorală a trei partide de dreapta, toate anti-PNL, pune din nou, a nu știu câta oară, întrebarea ce face PNL. Ce face PNL? Pentru că acest partid este încă în coaliția de guvernare și toate greșelile enorme pe care le face Marcel Ciolacu, nu PSD, în administrarea țării și mai ales concentrarea întregii politici a coaliției și a guvernului pe campania electorală prezidențială lui Marcel Ciolacu, este în detrimentul PNL. Nu de mult PNL a dat publicității sau a lăsat să se scurgă în presă un sondaj comandat de PNL, asta este știrea în sondajul, din care rezultă că 64% dintre votanții PSD susțin că cele două partide ar trebui să candideze separat la europarlamentare, 59% dintre votanții PNL susțin că cele două partide ar trebui să candideze. Așadar, a venit momentul, sau nu,
pe zi ce trece, timpul nu mai are răbdare pentru PNL. Adică PNL trebuie să se decidă. Ori merge pe liste comune cu PSD la europarlamentare, pentru că, după părerea mea, alegerile decisive vor fi europarlamentare, pentru că ele vor da trendul și șocul. Adică partidele care vor avea probleme la europarlamentare, chiar dacă vor spune că chiar dacă nu are efect acest vot asupra conducerii țării, conducătorii și șefii de partid pot să și plece. Pentru că dacă ai o problemă, imediat vin adversarii tăi și Ciolacu și Ciucă și spune, bă, fii atent aici. Păi, cum adică? Și cum să mai contezi tu dacă tu ai obținut un rezultat dezastruos? Deci trebuie să se decidă cât mai repede, cât nu e prea târziu. Sau merge pe liste comune și atunci elimină din partid, scot din partid pe toți cei care hămăie la PSD, pentru că va trebui să fie o unitate, că trebuie acolo, nu mergeți, mergeți împreună, adică să guverneze împreună. Să fie împreună și din când în când câte unul se iasă la televizor sau pe plan local spune că el nu e de acord cu PSD-ul sau merg pe liste separate. Este clar, dar numai pentru Nicolae Ciucă nu este clar, sau poate e clar și nu știu eu, că dacă se decide și cât mai repede PNL să meargă pe liste separate, parlamentare, trebuie să plece de la guvernare. Trebuie să plece din alianță. De 3 ori spun. Dacă vreți, spun și o goarnă din aia, ca stația Atene, la difuzoare. Atenție la linia întâi. Trece acceleratul sau rapidul, în viteză, că e haltă. Atenție, pentru că nu se va putea. Dacă nu poți să participi cu liste separate într-o bătălie electorală care este foarte dură, va fi, într-o bătălie electorală, nu poți să participi fără să fiind în același timp la guvernare, nici măcar într-o alianță. Că dacă ieși la guvernare, bătălia electorală, chiar pentru europarlamentare, presupune să-l critici pe celălalt partid. Vreau să-mi spuneți mie că ei vor merge pe liste comune și candidații PNL vor spune, domnule, noi într-adevăr am vrea să obținem voturi, dar nu avem nimic cu PSD care conduce foarte bine țara. Nu există așa ceva. Dar trebuie să se decide cât mai repede, cu atât mai mult cu cât se face această alianță. Această alianță electorală de partide de dreapta această alianță va cuprinde și două partide foarte primejdioase pentru PNL. Dacă era numai USR, PNL era ușor. USR care cu ei, dar acum vine Orban care este și el trece drept penelist, pe de cuvânt, și PMP și Toma, care nu, deci sunt două partide, PMP și Forța Drepte, care sunt aproape trunchi din trunchiul PNL. Tot ce vor duce, repet, USR spune, e dușmanul nostru, da? Nu știu, am fost în une convine și ușor de executat pe USR-ul în sine, că spui că mai ales electoratului PNL, că sunt serioși, că nu ce-a făcut Codil Darman, ce-a făcut Nicu Șordan. De acord? Din coace nu mai e așa, pentru că, repet, vei avea de-a face cu două partide care vor intra, deci pe de o parte USR-ul, alianța aceasta este foarte importantă. Pe de o parte USR-ul se va adresa electoratului radical de dreapta, tefelist, iar pe de altă parte Forța Dreptei și PMP se vor adresa electoratului penelist. Dacă PNL rămâne la guvernare cu PSD, poate să se spună. Dacă face liste comune, nu știu, poate că la un moment dat vor merge pe ideea că noi vom face și vom dreni împreună. Dacă merge pe liste separat, el va avea tot timpul să se războiască
Nu atât cu PSD, că și ăla, cât cu ceilalți trei. Dar pentru asta nu poate să fie la guvernare, pentru că cele trei partide îl vor toca, îl vor mânca, vor mânca PNL, punându-i pe seama lui toate greșelile. Sau poate să fie o... Până aici mi-a trimis... Sau poate să mi-a trimis, mai primesc mesaje. Sau și pe WhatsApp. Sau, deci, din punctul acesta de vedere, trebuie neapărat să repet. Se apropie, timpul nu mai are răbdare pentru PNL dacă vrea să aibă vreo șansă la anul. Da. Stimați telespectatori, din câte ați văzut în criza din criză, că e o criză, oameni, nu război, din Orientul Mijlociu și care se va agrava în momentul invaziei, experiența din 2008-2009 a arătat că la un moment dat, chiar dacă statul Israel a avut succes, pagubele uriașe umane au dus la, cum să zic, o, dacă se poate, o răsturnare și chiar cum a imagini împotriva Israelului, însă, repet, în 2009 era o altă realitate. Unu, America era jupân-jupân, în 2009, n-am ajuns în 2014, în 2023, acum în 2023, iată vizitele la Lavrov în Iran, iată Iranul, deci la ora actuală statele din zona respectivă au la rândul lor au, să spun așa, deci au un așa-l stăpân și doi, în toate țările din marile țări din Uniunea Europeană sunt musulmani. La Londra au fost 100 de mii în stradă, la Berlin s-au bătut cu poliția. Nu văd cât vor putea să interzică nemții sau francezii maselor, vor sunt câte 4% din populație de musulmani, când va începe invazia, care sigur va fi cu ce acum este, cum să zic, o copilărie. Dacă au ajuns să, și moschei din Cisjordania, unde mă Abu Abbas ăla? Deci vedeți dumneavoastră de ce a câștigat Hamas alegerile. Și în fișeagă, ăla Abu Abbas este un tălic, o ștăgârță care vin izraelieni și bombardează. Că el e șeful în Cisjordania, este șeful Cisjordania. El vine și că Israelul ce nu are un acces. Mi-a zis bombardează, nimă că n-a făcut gălăgie, nimă că n-a tras și el o rachetă. Între noi fie. Trebuie să tragă, da. Bun. Și această situație a dus, pe de o parte, la a practic desfințarea Schengenului, că mai multe state își blochează frontierele, dar mai ales la o tendință anume chiar de a expulza migranți care, să zicem, încă nu au cetățenie. Și iată că Occidentul a ajuns la vorba unui anumit Victor Orban, da? Îi spunea că, bă, ăștia vor fi migranții, vor constitui un factor de presiune pentru lumea lor în interiorul lumii occidentale. Bă, acum toți au ajuns la concluzia asta lui Orban. Până vine să crezi. Triumful Orban, bă, și mai țineți minte în 2002 iulie 2002, îl înjurase tot te presa, tefelistă, useristă, pesedistă, penalistă. Vai, 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 uite, vai, vai. Ca acum ce face el? Face și Meloni, se pregătește și Macron, vin nemții și le interzic demonstrații pro-Palestina, da. Tot sub același semn, mai țineți minte că am vorbit și iată, vă redau acum ce am zis eu. Da, să mă duc și să-l cauționez pe Benjamin Netanyahu pentru ceea ce trece prin creierașul lui, este o iresponsabilitate. Că nu știu ce va face. Și iată un exemplu, este această chestie incredibilă. Cum adică să dai un ultimatum unui număr de 1 milion și ceva de cete oameni care stau în case, în apartamente, unde vreți, în
boi de cu vaci sau ceva, să pleci în 24 de ore. Ia să După vedeți. ce, în seara în care Ursula von der Leyen a fost, der Leyen a fost la Tel Aviv, am spus că este o greșeală uriașă, deoarece cauționează prin ea, Uniunea Europeană cauționează tot ce va face Benjamin Netanyahu. Este treaba lui ce face. Problema este că și el, în general, Israelul, n-a ținut cont niciodată de opinia publică. Problema este că și iată că avem și 840 de semnături de o scrisoare a membrilor personale instituției UE care spune ce ai căutat. Pentru că, și închei, noutatea acestui crize este faptul că față de alte crize anterioare, Uniunea Europeană, Occidentul este trup și suflet, cauționează Israelul. Încă o dată este dreptul Israelului să facă orice, a făcut orice întotdeauna. N-a ținut cont de opinia publică, are și o teorie, e treaba lui, v-am spus, Israelul consideră din 48 încoace că securitatea, existența acestui stat depinde de cât de bâtă are statul Israel, adică nici nu discută, ai omorât un biciclist, el vine și ei imediat, nici nu discută, deci nu știu, e prima intifadă, știi cum a pornit? A pornit un din ăsta negustor evreu, izraelian, a fost înjunghiat într-o piață din Gaza. A doua zi, un camion militar izraelian a intrat într-o tabără de palestinieni și a omorât vreo 6 inși. Așa face el. Dacă omori un biciclist izraelian, vine Israel, armata Israelului și omoară 100 de... Așa este stilul, hiperreacție. Da? Problema este că iată că și Ursula care a acționat, așa cum a făcut și, sigur, Marcel Ciolacu. Da. Mulțumesc, la revedere!